dimineața, bine ați venit. Începem, știu că nouă nu e o oră prea plăcută la români, dar asta e. Mi s-au dat 2 minute, 30 de secunde de către organizator că suntem într-o cursă contract în momentul de zi. O să vă mulțumesc că v-au vă spune bine ați venit, mulțumim că ați venit, mulțumim domnul director că ne-a primit. Chiar asta făceam acum apropoteara, că e un fel de aniversare de asta, după 20 de ani, dar fiindcă, nu știu dacă știți, dar Societatea Antropologie a fost unul din primele 5 ONG-uri din România. S-a înființat pe 5 ianuarie 1990. Dar e ca la Eminescu, la Steaua, azi o vedem și noi. Deci, când s-a înființat societatea, era prima societate, nu erau de antropologie, nu erau antropologi. Acum sunt antropologi, dar nu mai e societate. Ca la noi, ca să nu împăcăm pe Maiorescu cu Loghinescu. Și am plăcerea să dau cuvântul domnului profesor Fundaru, pentru noi toți rectorul Universității din București, pentru antropologi în particular, primul traducător al lui Levi-Strauss. Mulțumesc, înțeleg că și eu am tot 2030. 45. Trebuie să mă prezint ca un fost, adică a fost membru al societății. Am Muzeului Țăranului Român. Din nefericire, n-am reușit să fiu mai mult decât un fost, așa că aspirația mea acum să devin un viitor. Vreau să spun că antropologia culturală acum 20 de ani era o perspectivă deosebit de îmbătătoare pentru noi. Eram încurajați din toate părțile, aveam prieteni care fusese atrași de Revoluția Română și care veneau aici, văd că doamna Marian Menin de la Bruxelles a găsit momentul oportun ca să vină și acum. Centrul de Antropologie a Societății Rurale de la Toulouse a fost unul dintre primii noștri prieteni. Și lucrurile au evoluat într-un mod destul de convolut, destul de turbionar, așa cum a spus și domnul profesor Mihaelescu. Și în ansamblu, dacă muzicologia, dacă numim muzicologie, o încercare colectivă de a înțelege cum funcționează muzica, 10 prăjini poate fi numit un sat de muzicologi. Bineînțeles, conceptele pe care prăjinerii le folosesc sunt diferite de cele ale muzicologilor academici. Una din diferențele importante e că la 10 prăjini, discuțiile despre structurile sonore sunt întotdeauna strâns legate de considerații psihologice și sociologice. Adică discuția lăutarilor, muzica nu apare ca o artă, ci ca o tehnică. O tehnică socială și emoțională. Corespunde destul de bine cu ceea ce antropologul britanic Alfred Gell numea Technology of Enchantment, tehnică de cântare. O tehnică menită să modifice nu lumea în mod direct, dar felul în care percepem lumea. Printre conceptele deseori folosite în sat pentru a explica eficacitatea muzicii, termenii legați de inteligență și deșteptăciune sunt foarte frecvenți. Există un întreg câmp semantic, dar două cuvinte îl cuprind sau reprezintă destul de bine, șmecherie și ciorenie. Șmecheria, deci la șmecherie găsim o definiție în dicționar, care știe să iasă din încurcături pe care nu poți păcăli, abil, sens dezghețat, șiret, șarlatan, și care vine din germană, șmecher, persoană cu gust rafinat. Deci șmecheria are o legătură, măcar etimologică, cu estetica. Aduce fantezia, estețime, poate bate spre un fel de eleganță. Ciorenie e un cuvânt care însă nu se mai găsește în dicționar și are o conotație mai pejorativă, mai de obicei. Românii din jurul satului 10 Frăjini spun că ciorenie vine din cioară, de la cioară, o reglă a țiganilor. Țiganii din 10 Frăjini spun că cuvântul vine din cior, care înseamnă hot pe țigănește. Prin ambele etimologii, ciorenia e ceva un pic imoral. Dar potrivit frăjinenilor, această imoralitate e doar lejeră și poate avea rostul ei. Cioranul nu e hot, propriu-zis, e hoț deștept. Asta e o explicație dată de unul din lăutarii din sat. Ciorenia înseamnă hoț deștept. Șmecheria și ciorenia pot fi sinonime în sat,
Doar că prima deschide mai mult spre estetică și plăcere, iar a doua mai mult spre esfoterie și manipulare. Și șmecherie și ciorenie pot desemna sau acțiune, un fel de acțiune, sau competența sau atitudinea necesară pentru a deveni aceste acțiuni. Adică pot spune despre acțiune că e o șmecherie, dar și că cineva are șmecherie în mod generic. Diferite sensuri, să zic, care există nu numai în sat, dar într-o mare arie, poate în toată România, cuvintelor șmecherie sau ciorenie. Unde este necesară șmecheria? Pentru a întâi e necesar. Pentru a cumpăra, a vinde, a face afacere, a negocia, orice fel de negocieri, e necesară șmecherie, ciorenie, asta spun să vedem. Mai e necesară în vârfa satului, ca să tocmai pentru că în vârf se discută tot felul de lucruri și se, acolo se fac legăturile profesionale între municieni. E necesară șmecherie, ciorenie, pentru a se plasa față de ceilalți, a asuma un anumit statut. E necesar pentru a se îmbrăca cu gust și distinție. Există un fel, sau măcar este un fel de a se îmbrăca, șmecherește, ochelari de șmecher, lanți de șmecher, ce știu. E necesar și în interacții care nu sunt neapărat cu umani, în interacții tehnice, pur și simplu tehnice, cum ar fi să repară o mașină când nu ai piesa care trebuie. Dacă ai piesa care trebuie, nu e nevoie de șmechere, dar dacă nu există piesa care trebuie, atunci intervine această competență. Toate astea sunt sensuri generale care nu cred că sunt foarte specifice satului. În sat și în lumea lăutărească, în general, termenii sunt folosiți și în raport cu muzica, cu cântare. Spune că pentru a fi un bun lăutar, trebuie să fii șmecher. Fiecare prezentator va avea strict 15 minute. Veți fi anunțați înainte cu 5 minute de terminare a timpului, deci după 10 minute veți fi anunțat. 5 minute veți avea o reacție de la un discussant. Rolul de discussant îl va juca tot și cineva care are o prezentare, dar în partea a doua. Limba de prezentare poate fi română sau engleză, cum sunteți mai confortabil. Toată lumea înțelege în sală limba română sau face prezentare română. Și după aceea 5 minute, întrebări. And today I'll try to speak about spatial metaphors, the role of naming, defining the place, and the way it is related to the way it is related to people's daily practices in terms of dealing with the challenges, everyday problems they witness and they need to deal with in their everyday environment. And I will use a few pictures, if I manage to find them. Studies of social exclusion themselves repeat the process of exclusion on an analytic level when they represent the social worlds of the marginalized as being fully secluded from the more respectable domains of society. An overwhelming part of the classical ethnographic studies on Roma, especially in Eastern Europe, were either conducted in rural settings or they depicted their field site and its social relations as somehow overdetermined by the quasi-rural division the Roma and the peasant or gadget categories. Partially due to these conditions, ethnographers focused on the regular maintenance of boundaries instead of the dialectics of transgression. In the case that I'm going to present here, ethnicity is part of a larger set of differences that it is accompanied and often exchanged with other forms of distinctions. As international migration created potential confusions between Roma and Romanians from the outside, confusion and intermixture were also seen as threatening from within or from below. In this case, the causes of unrest could be located in the stigmatized neighborhoods known as Tsiganie or Gypsy areas, out of which one provides a field site for this study. While interethnic cohabitation, transgression,
and exchange with the Roma are represented in the dominant national discourses as dishonest acts against the national self. Here they are parts of the community. A 24 years old male friend from my street, who has a Roma father and a Romanian mother, and who work for a brick producing factory, firm in town, told me once, those in the city center like to live separately, but here at the margins of town is different. Here people live together and they mix with each other. Besides actual mixed marriages, families or hangout groups, mixing also has a more discursive aspect in language, meaning language, the mixed usages of Romanian and Romani, but also in terms of interchangeability between categories of ethnic and national belonging, or the neighborhood as a unit, or even Romania as such. In the ordinary conversations taking place typically in male-dominated or male-only companies, in public spaces around street corners in front of small grocery stores or in pubs, inhabitants often recount their experiences about hardships and anomalies they face on an everyday basis in the neighborhood. And what is the main methodology of doing this? Well, if you look at other proponents of this idea of reading the city as text, like Kakawa or Hessel, the main method of doing so is flaneur, which means practically walking in the city, but reading through walking all the elements around you, which become a wealth of equally valid letter of its alphabet, together resulting in words, sentences, and even a new book. And if you add to this the inherent visual practice of taking photographs, which Walter Benjamin alludes to in his study, then you get a way of capturing the essence of the city. The way you use flaneur is actually to get some thought images, the Denkbilder, which Benjamin describes as being a physiognomic reading of the text. But if we are here in the context of anthropology, of course we have to talk about how do other people react to your reading of Sida's text, how do they read themselves, and how they live in the city. And if you think of Sarajevo, maybe one of the first thought images that you might have, if you think of the capital of today's Bosnia, Herzegovina, is the beginning of the First World War. This is a good thought image. The idea of the Latin Bridge, where the Archduke of Austria-Hungary was shot. And if you visit today, maybe the first impression you're going to get is one of a very well-lived space, a boisterous, thriving urban setting where people enjoy walking the city. But on the other hand, another thought image that you have when you reach that city is that of the war and the destruction that happened. Between 1991 and 1996, Sarajevo was under siege, was the longest siege in the history of modern warfare. Beyond this, the Denkbilder, as I was saying, as we're in an anthropology setting, we're talking about Erlebnisse, we're talking about experience, we're talking about phenomenology. And what I'm going to try to do today is actually look at the two ways of analyzing the city. And speaking of text, we have to think of Noam Chomsky and what is the difference between syntax of a city, of the streets, the layout, the topology, the morphology, and then the semantics. Each thing we see, each thing we are surrounded by, has in fact a meaning. We have to, adopt this new form of language when we talk about a city, if you see it under the issue of textuality. I arrived at Chișinău, Moldova in October 2009, eager to research the Moldovan environmentalist community. During my first 2 months of fieldwork, I met one person after another who told me they couldn't help me, but they gave me a name of someone else who certainly could. While frustrating, this gave me my first indication of the elusive nature of environmentalism in Moldova. As time went on, I met with leaders of NGOs, professors of ecology, and representatives of internationally funded sustainable development projects. But my suspicion grew that although environmental projects are being carried out, a coherent environmental community does not exist. I thought this might be because of lack of development of environmentalism in Moldova, especially due to the lack of funds, but I suspected that there was more to the story.
So my first breakthrough came when I met with LR, a middle-aged nature enthusiast, who gave me some insights into the environmental community. He told me about a split between two types of environmental NGOs in Chișinău, those that spoke Russian and those that spoke Romanian. So as my research progressed, I discovered additional distinctions within what could be called the environmental movement in Moldova, also between young people and old people, and political and non-political approaches. So in order to deal with this lack of a coherent movement, I adopted a decentered ethnographic approach to my research. When applied to studies of social movements, a decentered approach does not assume coherence in the movement, but pays attention to the diversity of movement participants. So this became useful for both a practical standpoint and then also a theoretical standpoint, because I found out that the splits I was seeing in the environmental community paralleled splits that exist in larger Moldovan society. Yeah, this is what I was afraid of. Right, if there's no money. I was just last week, I was at a roundtable discussion at the mayor's office looking at traffic issues in Moldova. And you know, they had all these great ideas, like three or four people came with different proposals. They had talked to different potential funders. And they, you know, they were like, oh, where did you find out about this? And, you know, they hadn't really talked to each other. So you know, there were these great ideas. And afterwards, people were like, well, okay, we have these three or four ideas, but none of it's actually gonna get funded, so why do we even bother? So, yeah, I mean, it's very widespread. Unde sunt actorii? Cine sunt acești săteni sau poate rururi urbani, cum se numesc, în funcție de ce ei aleg un obiect sau celălalt? Că nu e același lucru să utilizezi livece de plastic sau să te apuci să cauți căruța cea mai autentică și așa mai departe. Deci, cum se aș putea să vorbesc de identitatea acestor actori în termen de vârstă și de gender, pe de o parte, și pe de altă parte, Ciudad Urban, cum ai încercat să-mi spui, ca gender, putem să vorbim de acești, n-am avut timp să prezint, de artizanii locali, în sensul că ei își fac foișorul, bărbații de obicei fac foișorul și ei și fac în curtea lor, iar femeile se ocupă de îngrijirea casei, de înfrumusețarea casei prin aceste grădini de flori din ghivece. Un alt tip de gospodărie sunt gospodăriile de cei vârstnici care au copii în mediul urban, care vin pe weekend acasă și atunci ei au zis, hai să facem un foișor în curtea părinților, unde ne retragem pe acest weekend. Cam asta ar fi diferența în alegerea, nu știu dacă am răspuns. După ce am mers acolo, ne-am dat seama că trebuie să rafinăm instrumentarul în sensul în care ne uitam la niște obiecte care nu aveau aceeași tărie. Mi-a fost utilă distinția făcută de Ana Iuga, o să aibă la un moment dat o prezentare, pe obiecte tari, obiecte slabe. Asta înseamnă o prezență mai intensă sau mai difuză a unora dintre obiecte, pentru că, în mod clar, nu e acest stil, dacă și putem numi așa, nu e atât de coerent pe cât mi se pare și el este întotdeauna în marginea unor combinații infinit posibile. E o prezentare în care încerc să fiu teoretic, dar pentru că nu am metodă, va asemăna probabil mai degrabă cu o plângere în marginea unor probleme pe care le am eu și pe care le-am tot avut. Un cercetător care încearcă să se apropie de tema locuirii sărace, a locuirii în sărăcie extremă și care se lovește de diverse chestii. Una dintre ele este problema locuirii minimale și problema de a măsura locuirea, cum e cu locuința, cum trebuie făcută o casă mică și potrivită pentru un foarte sărac. Problema asta poate să fie specifică, să fie cea a locuinței sociale de urgență, locuință de necesitate,
cea mai mică casă, cea mai economică posibil, sau poate să fie generală. Cum arată casele și cum ne uităm noi la ele într-un mod obiectiv, și anume prin indicatori de obicei, asta am remarcat, că toată lumea caută indicatori și anume indicatori buni. Se vorbește despre indicatori robuști, indicatori consistenți, indicatori, mă rog. Observația mea în naivitatea mea și în încercarea de a face chestii concrete era că mai degrabă mă loveam cu fruntea de acești indicatori și mă deranjau îngrozitor. Și atunci m-am uitat la un sistem alternativ de a figura locuri. Motivație și nevoie pot fi sau pot nu fi echivalente. Mie îmi place să zic cum piramida nevoilor și să mă uit la nevoie. Și m-a interesat foarte tare pentru că a fost întotdeauna în zona cea mai de jos. Care este nevoia minimală? Arhitecții s-au străduit foarte tare în ultima sută de ani să definească minimul necesar pentru a locui. Așa au apărut, locuințele de masă, modulorului, Le Corbusier, toate la prefabricarea, toată discuția în cadrul profesiei noastre a fost în jurul acestei teme. Care este omul mediu sau omul minimal? Cât de lung e? Cât de lat? Câtă apă consumă, cât de mare să fie coridorul, totul este normat în cataloage. E un celebru Neufert, Neufert ăsta, în paranteză, e spus, și-a produs opera în timpul regimului nazist, iar primul lucru pe care l-au făcut sovieticii după război a fost să traducă manualul Neufert, după manualul noi, fără locuim noi în locuințele de bloc. Acum, în partea de sus, lucrurile sunt foarte mobile și răspunsul la întrebarea de ce se mută de la bloc la casă poate fi, trece de la nivelul de stimă, sau poate că stima a dispărut în cazul locuinței de bloc. Acolo nu există recunoaștere socială, dacă stai la bloc. A existat la început. Când se mutau de la case la blocurile comuniste, prima oară a fost o chestie pozitivă. Aveai apă caldă, aveai lift, aveai loc de parcare, nu știu. În timp, a locui la bloc a devenit, s-a pierdut trebuința de stimă, cum se traduce acum. Trebuință, motivație și nevoie e tot acolo, dar nu aș putea să le deslușesc în momentul ăsta. Deci e posibil ca omul să se mute de la bloc la casă pentru că are nevoie să fie recunoscut ca persoană care aparține unei comunități reale, zic și eu. În vreme ce blocul nu-i va oferi, nu-i mai oferă această posibilitate. Iar dacă îi oferă, nu se mai mute. În România aceste evenimente s-au desfășurat la început răsleți. După cum am spus, în ultimii 3 ani au început să fie din ce în ce mai active.
Cred că prima manifestare care știu este, sunt magazinele de haine amenajate în locuințele designerilor, care nu aveau un magazin propriu și își chemau posibili clienți la ei acasă. Apoi a apărut un ambicien de baruri care se desfășoară în spațiile proprietarilor. Pindu, la început anilor 2000 și practic destul de cunoscut, Ota din 2003. Între 2002-2007, doi scriitori, Călin Torsan și Cosmin Manolache, au pus bazele unui festival de apartament, care conținea printre altele și o manifestare de teatru. Iar din 2009, cam aceste manifestări au început să fie tot mai des întâlnite. Mă refer la două dintre, în afară de Lorgean Theater, Galeria 29, desfășurată, care s-a ținut de Mircea Nicolae într-un bloc din Pantelimon, al cărui număr este 29, etajul 7. Fotograful Claudiu Kobilanski, care a transformat un garaj într-un loc, spune el, care generează evenimente culturale. Iar Luiza Alexandru a inaugurat MAMA, care se numește Muzeul de Artă Modestă de Apartament, care a funcționat din decembrie 2009 până în 2010. Lorgean Theater face parte din aceeași categorie de instituție culturală alternativă, neoficială, dependentă de personalitatea celui care a inițiat-o. Se poate face o distinție în prezent în față de manifestările din trecut, o distinție legată de aspectul politic și opoziția dintre spațiul privat și cel public. În statele cu regimul despotice, de exemplu, manifestările culturale din spațiul privat aveau un scop practic de rebeliune, că artiștii puneau în scenă piese de teatru care erau interzise de către regim. În Uniunea Sovietică și în Polonia erau destul de răspândite. Iar în România cel mai cunoscut este artistul performer Ion Grigorescu, care între 84 și 89 a tot realizat performanțuri în casa sa. Printre altele s-a filmat îmbrăcat în pijamale în dungi și mâncând bucățele de pâine singur într-o închisoare. Cum spuneam, marketizarea produselor, merelor de voinești a început în piețele urbane. Dau un citat dintr-un interviu, un local din mi-a spus, a început pe undeva pe piață, vedeți, spuneați noastră că ați văzut scris mere de voinești. Deci, cunosc merele de voinești, sunt mai gustoase, așa cum grasa de cornar se face la cornar, galbena de odobești, la Odobești, așa e și mărul la Voinești. Acum toată lumea poate să aibă, spune că sunt din Voinești și le aduce din străinătate și spune că sunt tot mere de Voinești. Pentru înțelegerea practicilor economice, am considerat că este importantă analiza structurării spațiului în gospodăriile de producție și vânzarea produselor de teroar. Am considerat spațiile domestice nu în mod exclusiv publice sau private, și dimpotrivă sensurile lor se schimbă în funcție de locul social și familial al vizitatorilor din spațiul casei. Am considerat faptul că marketizarea merelor de voinești a transformat atât spațiul interior al gospodăriilor, cât și pe cele exterior, am înțeles aici, am considerat curtea și spațiul public din fața ei. De asemenea, contactul producătorilor din Voinești cu lumea urbană, cu spațiul urban, ei înainte de anii 90 au venit în piețele din București, au închiriat gazde și au locuit temporar în București, au transformat chiar și structurarea și designul interior al gospodăriilor. De exemplu, un exemplu este schimbarea sensul funcționalității sobelor, care au trecut de la un sens funcțional la un sens estetic. Sobele acum nu mai sunt considerate șeminee pentru acea categorie mai înstărită. Practic, sunt un simbol al succesului economic, pus în legătură cu valorificarea merelor la piață.
ceea ce o să vă povestesc astăzi, titlul este Omul care taie porcul. Până la urmă, asta e varianta care a rămas. Este un fragment din ceea ce studiez. Ceea ce o să vă povestesc astăzi se întâmplă într-un sat din apropierea orașului Cluj-Napoca. Mai precis, în mod normal, aproape am putea numi o suburbie, pentru că satul cu pricina este situat doar la 15 km de centrul orașului. Este deci spațial aproape, dar de fapt, din punct de vedere cultural, departe. În sfârșit, nu mai insist, un sat ca toate satele din România europeană de astăzi. Ceea ce ne interesează pe noi și ceea ce, de fapt, o să prezint în fața dumneavoastră, este o parte unui proiect mai vast, care are în vedere creșterea, uciderea și consumul alimentar al porcului domestic în gospodăria țărănească din comunitatea pe care o aminteam mai sus. O să ne privim însă, o să ne oprim însă privirea asupra unui singur aspect. Dar să o luăm cu începutul. În Feiurden, căci așa se numește satul, sau mai descurs Feiur, cum îi spun localnicii, porcul este crescut de femei. Dar, odată venită vremea, este ucis de bărbați. Acest fapt este o evidență, aproape un truism, însă unul esențial. Altfel spus, persoana care crește animalul nu este aceeași cu cea care îl și ucide. De fapt, în mod normal, femeile nu iau viața niciunui animal din gospodărie. Ele nu sunt implicate în actul uciderii, ele sunt dătătoare de viață. Bărbații reprezintă contrariul. În gospodăria țărănească din zonă, creșterea porcului domestic este o îndelenicire ce ține strict de domeniile femininului și al copilăriei. Informatorii noștri o mărturisesc în nenumărate rânduri. De altfel, bărbații, când vreau să scape de mine sau de un interviu neplanificat, mă trimiteau politicos la soțiile lor, că cele știu, doar ele cresc porcul. Ca peste tot în sistemele de creștere neindustrială și neintensivă a animalelor, între crescător și animalul pe care îl îngrijește, iau naștere puternice legături afective. În gospodăria țărnească de la noi, lucrurile nu stau altfel. Femeile dezvoltă un puternic discurs afectiv despre creșterea porcului domestic, iar copilăria multor țărani a fost marcată de blajinul animal. Ori, la final, orice urmă de afectivitate trebuie să fie înlăturată. Femeile și copiii nu participă la actul uciderii porcului în virtutea legăturii speciale pe care au întreținut-o cu animalul. În consecință, le e milă. Iar se zice că de porc nu trebuie să fie milă. Ei apar doar după ce animalul este deja mort și o să vă dau un citat al unui dintre informatori. Citez. Eu, când eram copil, aveam un bunic care ne tăia, care ne tăia nouă porci aici. Și în momentul în care venea bunicul și se făcea agitație în curte, că hai să punem frânghia la picior, hai să ducem porcul, eu fugeam în fundul grădinii. Și acolo învăram capul în paie ca să nu aud. Îmi asupam urechile să nu aud. Și în momentul când simțeam pe la nas miros de șorici, apăream și eu acolo, cu chiar citatul. Asemenea, citatele se pot multiplica la infinit. Ceea ce ne-am propus aici este însă de a stabili profilul persoanei care taie porcul. Cu alte cuvinte, cine este și ce face personajul acesta. De la început trebuie să facem două distinții fundamentale. Prima este de natură tehnică. Actul tăierii presupune două serii de operații. Cea din tâi este uciderea porcului, ceea ce în zona se zice înțepare. Porcul se înțeapă, se înjunghie. A doua constă în tranșarea animalului, adică crepare. Am înțeles de la tranzacționarii de voucher că este chiar și o dispută. Când este depistat o persoană ca fiind tranzacționar de voucher, ceilalți încep imediat să îl atace cu telefoane amenințătoare, cu diferite mesaje în jurături, pentru că ei nu recunosc între ei niciodată că practică acest lucru. Adică fiecare tranzacționar de voucher îmbracă identitatea unui potențial client de mașină nouă sau a unui fost participant la programul REMAT care nu are bani să își cumpere mașină. Nimeni nu ar sta să recunoască, da, mă ocup cu achiziționarea și vânzarea de voucher. Pentru că, din acest, majoritatea tranzacționarilor își câștigă, au ca principală ocupație aceste tranzacții. De asemenea, între ei, na, e relevant faptul că se dezvoltă anumite relații de competiție. Sunt în competiție unii cu ceilalți. Pe de o parte au apărut și dealerii de mașini care acționează în program, mai precis, cumpără și etichetele valorice.
Acum, de curând, tranzacționarii de vouchere au început să apeleze la dealerii auto, pentru că știu că pot obține un preț mult mai bun. Mulți dintre aceștia au început să se ducă la dealerii auto și să realizeze tranzacțiile cu ei, în speranța că vor obține un preț mai bun. O altă specificitate a acestui tip de tranzacții este că fiecare tranzacționar de vouchere intră în programul RABLA cu o anumită sumă, adică sunt oameni care au dispunut la un moment dat de 10 milioane sume, între 10 milioane și 20 de milioane, pentru a putea intra să cumpere și mai apoi să vândă. Mulți cumpără la început unul sau două și după care, când prind mersul operațiunilor de vânzare-cumpărare, ajung să cumpere mult mai multe și să riște. Scopul principal este de obținere a profitului. Cam asta e principalul. De asemenea, acestea nu acceptă niciun tranzacționar de vouchere, cel puțin, așa am spus, cei cu care am realizat interviurile, că nu acceptă ca să obțină de pe urma unei tranzacții cu un voucher o sumă mai mică de 1000 de lei. Deci, 1 milion de lei. Da, 100, scuze. Deci, practic, sub 100, niciunul nu riscă să intre într-o tranzacție, dacă știu că nu pot obține suma asta de bani. Am încercat să realizez și un profil orientativ al așa numitului tranzacțional de vouchere. De asemenea, m-am interesat și de biografia antreprenorială a acestora. Am observat că sunt persoane care au un background ocupațional caracterizat de activități de cumpărare, vânzare de diverse produse pe piața informală. Adică nu e prima tranzacție în care am intrat odată cu programul RABLA. Aceștia sunt oameni de sex masculin, cu vârste cuprinse între 20-35 de ani, cam așa, care de-a lungul timpului au tot vândut diverse tipuri de produse pe piața informală. De asemenea, aceștia nu se încadrează în circuitele formale de angajare. Sunt oameni care chiar nu au absolut nicio ocupație. Sunt și studenți care au început să intre în această tranzacționare, însă majoritatea nu desfășoară nicio ocupație. Adică singura sursă de venit este reprezentată de tranzacționarea de vouchere. Mulți mi-au spus că au ajuns chiar să obțină profituri de 70-80 milioane pe lună din aceste operațiuni cu vouchere. And just as an example from my fieldwork, in 2006, when both versions of the lei were in circulation, the discourse was very much in flux. So you could, a cashier would ring you up in the new lei, but tell you the price in the old lei, stating the amounts in thousands, and then you'd have to pay in the new lei. Or else you would be told the price in the old lei, but without the word thousands, so you couldn't be certain whether it was in the new or the old lei. Or sometimes you would just be told the price in the new lei. One of my first transactions when I returned to Bucharest in 2006, I wrote in my field notes, "The other day I bought some water and yogurt and juice at the shop by the bus stop. The cashier rang it up and told me 83. So I took out 83 new lei out and handed it to her. She looked shocked. No, 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 she said to me, and gave me back most of the bills. I had actually given her the equivalent of 833,000 old lei, 10 times as much as I should have. So then I realized that when she said 83, she actually meant 83,000, but she hadn't followed up with 1,000. So she had been using the old terminology in a new way. And the amount she was conveying to me was actually 8 new lei and 30 baht. So this tangle of zeros was often too much for my brain to handle, and I would sometimes be reduced to desperately holding out a fistful of bills to cashiers and trusting them to select the appropriate amount. I often observed others doing the same, particularly elderly people who seemed utterly overwhelmed. So towards the end of my fieldwork in 2007, when the old lei were well out of circulation, it was still fairly common, still is now, for people to refer to prices using the old denominations, more in kind of social context among friends. 5 minutes, okay. So my question was why, after even 3 years after these changes, do so many people still refer to these old denominations? Technically, it should have been easier to switch back to the pre-1989 denominations, since tens and hundreds were the terms consistently in use during 45 years of communism. But now it seemed that people,
that wasn't really much of a that part of the monetary history isn't really much of a concern. So the linguistic adjustments maybe were due to, you know, the reluctance to adjust was maybe due to the mathematical complications, but also I thought there was maybe something else involved, possibly illustrating that official policy changes are not always instantaneously implemented in everyday practice, and that maybe adherence to thousands and millions of the 1990s might have been linked to a sense of disillusionment with the financial scene during the 2000s. Maybe we could talk about that. Continuing to use these earlier post-communist denominations may have been a means of indirectly critiquing the current high prices of goods and the inaccessibility of certain idealized living standards. Such discursive practices might indicate a nostalgic longing not for communist times, but for the earlier post-communist period, which isn't really discussed in literature. E foarte interesant, de exemplu, că în Mătișești, personajul legendar de pe vremea comunismului era gestionarul de la cooperativă, de la magazin. Deci cel care distribuia hrană. Pentru ei asta era un element, cumva l-am văzut și ca un indicator al sărăciei și al faptului că hrana și mâncarea era lucrul cel mai important atunci. Și cel care era dealerul de mâncare era individul cu cea mai bună poziție. Imediat după căderea comunismului, băiatul shopkeeperului a intrat în politică și a cumpărat un gater foarte performant. Legea, după cum știți, n-a mai existat, practic. S-au deschis piețele, oamenii au început să taie. Deci au tăiat pădure, au început să comercializeze. Povesteau că erau la... Ăsta este gata, mă rog, e zona unde... They said s-a făcut un fel de la page report, uite, la computer și am văzut, începe să flic, flash, cap, 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 red, red, red. Se stau cel de la graniță, mai altul. N-a văzut așa ceva. Un dușmanul poporului în trup, așa? What year was that? 86, something like that. Says, stand up. Stați acolo. And I stood and I waited. And am așteptat această interogare. Am citit și Jean Le Carré, am citit romani scrimiști, antropologi, interview technique. I was ready. Vino un ofițier. Și zice că vreau să vă informați că ești, că sunteți status de nedorit în țară și vreau și vreau undesirable, persoană de grad, and vă trebuie să trimit acasă la Germania. Și următorul avion peste 2 zile. Deci am stat la Amopen de marță cu 2 zile. Eu, antropolog, întreabă. Dar de ce sunt eu persoană la grad? Zice el, știți de ce. Nu am fost nimeni de interviu. I had this emotional. So that my interest at that time was basically in the system of informalism. And everyone in Romania, every anthropologist who writes about Romania, writes about that discourse. Gosh, make it here, get things done. Janine Waddell and others. Janine made serious mistakes in her work because she tended to glorify the ability of Polish people to get like this word through the system. And we anthropologists tended to glorify the informal as something fantastic, always successful. And if it was always successful, why are all these people standing in line? Right? Typical problem, right? If they're all this word, I shall think this word, right? Cine sta la poate? Everybody. Something's wrong, right? So I became much more interested, instead of being interested in informalism and glorifying the informal as everyone's solution, to really look for a definition of what this formal means. Okay? Take it from the other side. So my interest became much more in bureaucracy, and at the moment, my own research interest is in corruption, or anti-corruption. So I'm studying at the moment anti-corruption organizations, not corruption, but anti-corruption, Transparency International, right? That's about virtue.
Vă invit la o cafea, urmează ultimele două comunicări și vă rog foarte mult să nu dispăreți, că trebuie să apară, trebuie să facem și alegerile, durează 10 minute. Fără această finalizare, tot efortul făcut cu această conferință ar fi inutil. Bun. Mulțumesc.